Doamne ajută, iubiți credincioși, bine ne-am reîntâlnit la o nouă emisiune Drumul Spirituale în Sfânta și Marea Zi, Marți. Zi în care Mântuitorul Hristos a vorbit ucenicilor săi, care, mă rog, aveau ca oameni, ca și oamenii de astăzi, o preocupare deosebită despre cea de-a doua venire a Mântuitorului și despre sfârșitul veacurilor, lucru în parte, iată, cumva discutat și lămurit și în Evanghelia de ieri, dar și astăzi Mântuitorul Hristos la această temă vorbește în câteva pilde, dar la debutul Evangheliei de la liturghia de astăzi, referitor la timp, la momentul când lămurește clar cumva mai bine decât ar fi dat odată și un, spunând că Tatăl singur știe, nici îngerii, nici Fiul măcar, ci numai Tatăl singur. El știe când, iată, ne arată tot știința lui Dumnezeu, însă, cumva, să arate că nu că ține secret de o manieră malițioasă, poate. Nu. Nu ne este de folos. Pentru că știm din tot ceea ce Dumnezeu a făcut pentru noi, pe măsura capacității noastre de a primi, Dumnezeu ne-a revelat tot adevărul atât cât ne este de folos și cât ne este cu putință de a primi. Nefiindu-ne de folos, iată, lămurește, cum spuneam, zicând că doar Dumnezeu Tatăl singur știe acest lucru. Însă, cumva, ca și semnalmente după care omul se poate orienta și cam ceea ce ar trebui să facă preparativ pentru acel moment, a vorbit în pilde, a vorbit în lucruri perfect lămuritoare. O paralelă lămuritoare pe care o face este că spune că va fi întocmai cum a fost și pe vremea lui Noe, înainte de potop. Iată, Noe, minte și inimă deschisă către Dumnezeu, a putut să primească voia lui Dumnezeu. S-a făcut pe sine vas ales al lui Dumnezeu, prin care Dumnezeu să lucreze salvarea acelei lumi din potopul care avea să nimicească tot omul păcătos, om care petrecea într-o indiferență. Ce făceau? Ne spune Evanghelia, ne aduce aminte din Vechiul Testament, viața socială își vedea demersul ei fără de Dumnezeu. Se însurau, se măritau. Era o viață, să o numim normală, nu prea mai avea dreptate. Deși seamănă foarte mult viața de astăzi cu viața de atunci. Și atunci și astăzi totul curgea din ce în ce mai depărtat de Dumnezeu. Oamenii își văd de viață fără de Dumnezeu, își văd de război fără de Dumnezeu. Îndrăznesc un lucru grav să spun, dar realitatea cumva este aceasta. Își văd de Paști fără de Hristos. Ceva de genul, știți? Adică toată lumea se bucură de zilele Paștilor, că sunt libere, că petrec, că mănâncă, că huzuresc. Dar cumva fără de Hristos și fără de esența Paștilor. A rămas doar suprafața. Miezul se uită se de la o parte. E, cumva așa va fi și la momentul celei de-a doua venire a Mântuitorului Hristos, omul
va fi, deci, din ce în ce mai indiferent, mai opac, mai neprimitor de Hristos, de Dumnezeu. Asta înțelegem din această paralelă pe care o face Mântuitorul Hristos când spune ca pe vremea lui Noe se vor căsători, se vor însura, se vor mărita. Momentul acela surprinzător, na, i-a surprins pe toți. Potopul i-a surprins și i-a nimicit pe toți. Momentul celei de-a doua veniri va fi surprinzător. Dacă la țarină vor fi doi care vor lucra, unul se va lua, unul se va lăsa. Dacă la moară vor fi două care vor măcina, una se va lua, alta se va lăsa. Că se va lua, se va lăsa, e o antiteză. Că vor fi unul din doi, iarăși e un raport, pare să fie la paritate. Nu știu. Este clar că, de fapt, ce ne reține atenția, că nu știm care dintre noi este sau nu vrednic a fi sau a nu fi la momentul acel al venirii Mântuitorului Hristos, considerat de Mântuitorul Hristos vrednic de El. Surpriza va fi. Și apropo de starea de surprindere, mi-aduc aminte de acum pentru foarte mulți dintre dumneavoastră cu siguranță cunoscuta referință pe care ne-o dă Părintele Cleopa Ilie când ne spune, folosesc prezentul conștient, nu vorbesc la trecut, deși ne spune și astăzi. Părintele Cleopa zicea așa că dacă, foarte important acest dacă, dacă vom ajunge la rai, când vom ajunge, ne vom mira de trei lucruri. Primul lucru de care ne mirăm este că nu vedem în rai pe cei pe care, după mintea noastră, după imaginea pe care noi o aveam despre ei, nu-i vedem la rai. Noi îi consideram vrednici, ni se prezentau și îi consideram a fi vrednici de rai, Doamne, și nu-i găsim acolo. Al doilea lucru este că vedem în rai pe cei pe care cu nici în ruptul capului nu-i vedeam noi vrednici de rai. Și al treilea lucru, cum de-am ajuns noi acolo. Noi ne știm bine. Iată surprinderea pe care o relatează și Mântuitorul Hristos în această pericopă evanghelică. Atunci când zice din doi care vor fi la țarină, unul se va lua, altul se va lăsa. Din două care vor fi la moară, una se va lua, alta se va lăsa. O atitudine la care ne invită Evanghelia de astăzi, pe care trebuie să o avem neîncetat, ne este pusă înainte de starea pe care o are stăpânul casei. Într-o lume în care oricând furul poate să vină să fure, stăpânul casei are îndatorirea de a-și păzi casa foarte bine, de a-și întări paza casei. Pază care e o stare de cheltuială, de cost. Te costă să-ți păzești casa, nu? Te costă somn sau te costă, depinde de casă, soldați împrejur, corp de gardă, eu știu, te costă. Că dacă ai ști când vine, ți-a spune cineva, vezi că noaptea cu tare, la ora cu tare, îți vine hoțul. În restul timpului, n-ai păzi, în ziua de la ora de ai priveghea puțin, a venit hoțul, l-ai prins, l-ai anihilat, ți-ai păzit casa nespartă, nefurată, nestricată.
Vedem că, de fapt, privegherea la care ne îndeamnă cu acest cuvânt Mântuitorul Hristos este starea de permanentă veghe. Și ce trebuie să păzim? Toate intrările. Pe hoțul pe unde poate veni? Prin intrări. Care hoț și care casă? Casa sufletului. Care e hoțul? Cel viclean, diavolul. Prin ce intrări pătrunde? Prin simțuri. Prin văz, prin auz, prin miros, prin gust, prin pipăit. Toate simțurile, căi de intrare a oricărei informații, fie ea bună, fie rea, așadar virtuțile și păcatele își au această sursă, noi căutăm ca în casa sufletului nostru să intre numai cele bune. Ne dorim acest lucru și căutăm să nu intre, dar hoțul intră dacă suntem lipsiți de vigilență. Ce ne dă această stare de vigilență? Învățăm din întreaga experiență a Bisericii, care se bazează central, dacă vreți, pe cuvântul Mântuitorului Hristos și al apostolilor mai apoi: rugați-vă neîncetați, neîncetat. În momentul în care omul se roagă neîncetat, atunci veghea este la cote înalte, pentru că ea, mintea, acolo unde se cuibăresc toate, este ocupată. Nu mai poate primi vreun musafir, chiar și nepoftit, pentru că este ocupată cu ce? Cu Hristos, cu care vorbește prin rugăciune. Iată, cumva înțelegem de ce Mântuitorul Hristos ne pune înainte starea aceasta de veghe pilduitoare pentru noi a stăpânului casei. Mai vine cu o altă pildă Mântuitorul Hristos, pilda pe care ne-o dă sluga cea înțeleaptă sau neînțeleaptă. Este rânduită sluga să aibă grijă de toți robii stăpânului, să spunem așa. Menirea lui este de a-i hrăni pe toți. Fericită sluga cea care va fi găsită făcând întocmai, hrănind, că peste multe va fi pusă. Sau nefericită va fi sluga care, furată fiind la minte, gândind ce nu trebuie, gândind că stăpânul întârzie, va începe să mănânce, să bea cu toți păcătoșii, să bată pe robii lui Dumnezeu, robii stăpânului, când va fi găsit făcând așa, va fi scos din drăgătorie și aruncat în întunericul cel mai din afară, unde este plângerea și scrâșnirea dinților. Când am citit acest fragment de Evanghelie, inevitabil, preot fiind, mă gândeam că suntem noi, preoții puși, să hrănim. Când hrănim, care e hrana pe care o dăm? Hrana este Hristos. Când hrănim? Când împărtășim. Când împărtășim, dar într-adevăr, tare bine ne simțim, este bucuria imensă pe care o are un preot. Mai mare bucurie ca aceasta nu are preotul, decât aceea să-L poarte și să-L dea pe Hristos. E cea mai mare demnitate, cea mai mare bucurie. Ne dorim să fim astfel înaintea lui Hristos. Nu ne dorim să fim furați în păcate și să nu hrănim pe om. Dar o fi fost acest cuvânt doar pentru preoți? Da, preotul a citit-o și asta a gândit. Dar de fapt cuvântul este pentru tot omul. Evanghelia nu are bucăți din ea exclusiv către preot. Este toată pentru tot omul, și pentru creștin și pentru preot. Și atunci, care ar fi valența acestui mesaj către creștinul de rând?
Când hrănește El? Păi, hrănește familia, hrănește copiii, hrănește pe cei din jur, pe robii lui Dumnezeu. Cu ce? Cu cuvântul lui Dumnezeu. Păi nu este pus să propovăduiască. Da? Nu este preot, nu propovăduiește de la amvon, nu propovăduiește ca fiindu-i sarcină de lucrare în astă lume centrală. Însă, de fapt, tot omul, tot creștinul îl propovăduiește pe Hristos cu viața sa, dacă viața sa este în cu și pentru Hristos, fără să-și fi propus, responsabil trăind în Hristos, îl va dărui, va hrăni cu viața sa pe toți creștinii. De fapt, el, din botez, purtând sacerdoțiul universal, starea de preoție universală, tot creștinul este, are menirea de a jertfi, de a sfinți, de a se sfinți pe sine și pe cei din jur cu viața lui, de a învăța, dacă are de unde, pentru asta trebuie să primească, să aibă ce să dea, și de a conduce către mântuire. Mama, copii, tata, familia, cel mare pe cel mai mic. Și așa, de fapt, ne putem sluji unii altora. Mai mult decât atât, omul poate să nu hrănească, ci să otrăvească pe ceilalți cu viața lor. Așadar, de fapt, am putea, dacă am vrea, Doamne, întărește-ne voința, să dăruim pe Hristos cu viața noastră purtătoare de Hristos celorlalți. Mi-aduc aminte de o situație la care am făcut referire în multe alte momente din emisiunile noastre. Situația tânărului ucenic care, auzind că bătrânul cu tare este un orator minunat și dorind și el să aibă cuvânt cu putere multă, s-a dus, a cerut și a fost acceptat ca ucenic de acel bătrân și a rămas o bună bucată de vreme lângă Ava, care l-a acceptat ca ucenic, iată, cu scopul de a deveni și el un bun vorbitor, un orator, un bun predicator. La un moment dat, Ava îi spune: astăzi să știi că mergem în cetate. Scopul inițial prezentat al deplasării era să-și vândă rucodelia, rodul ostenerilor, muncii. Dar să știi că totodată vei ține și prima ta predică. Cu multă emoție, cu o stare copleșită de gândul ce are să spună, ce subiect va trebui să atace, cui va trebui să vorbească, era totul o atenție deosebită. Se duc în târg, vând lucrurile, cumpără ce aveau nevoie de pentru viața lor în mănăstire. Merg în diferite locuri unde mai avea Ava treburi de rânduit și pleacă spre chilie. N-a predicat deloc. Îl vede în gândul Ava și îl întreabă: ce-i? Mă iertați, știți? Am zis că astăzi o să țin prima mea predică. Da. Și a fost una minunată.
Iată modul în care omul, de fapt, îl poate prezenta lumii pe Hristos, cu viața, cu conduita sa, cu starea sa. Asta a făcut ucenicul, pe semne învățase cel mai important lucru. Să-și ducă viața în cu și pentru Hristos. Să trăiască în Hristos. Închipuiți-vă-l. Ne facem așa un tablou în minte. Un tânăr ucenic, respectos față de bătrânul său, cuvincios în toate cele ce făcea atunci când îi dădea bătrânului din coș lucruri pe care trebuia să le vândă. Atunci când nu depășea, cu nimic nu trecea prin fața bătrânului. Era fericit că este în prezența bătrânului. Era fericit la orice om și atent la orice ar spune cineva, gândind că e important pentru demararea unei predici. Stare de autocontrol minunată, care e o predică foarte bună. Luăm o pauză publicitară și ne întoarcem după aceea. Așadar putem cu toții, dacă vrem, purtător de Hristos, făcându-ne să-L dăm pe Hristos mai departe. Ar fi un mod firesc pentru creștin de a se face pe sine tot timpul pregătit pentru iminenta a doua venire a Mântuitorului Hristos și sfârșit al veacurilor, care ca și temporalitate precisă Nu trebuie să ne preocupe. Mai spuneam odată un Sfânt Părinte că, Doamne, dacă ajungem sau nu momentul celei de-a doua veniri, nu știm. Un singur lucru în ce ne privește personal pe noi este clar, că vom trece prin moarte și noi. Și dacă moartea noastră, iată, fiva cu ceva cu mult, nu știm, timp înainte de a doua venire, pierzând vremul sau gândind, lasă că așteptăm semnele, o să vină a doua venire, vedem semnele și ne căim atunci când vedem semnele, iar până atunci petrecem în huzuri și în păcate că sunt dulci, o astfel de atitudine se poate instala și vedem la mulți oameni. Poate nu chiar așa, dar am întâlnit-o. Atunci când inviți, dai sfatul, povățuiești pe vreun creștin, bine ar fi să ținem puțin post, să ne spovedim, să ne pregătim cum trebuie sufletul pentru Paști. Uite, avem un prilej, o pricină, să ne curățim păcatele. Părinte, vin eu la spovedi, da, mai încolo, mai pe la bătrânețe. Deocamdată sunt tânăr. Vi se pare cumva că ați auzit această zicere, nu? Da. Mulți, din păcate, au această atitudine de a amâna, gândind că nu le vine moartea sau nu vine a doua venire. Nu vine moartea, acum vine la bătrânețe. Să dea bunul Dumnezeu ca tot omul la adânci bătrâneți și cu toate realizările pe care și le-au propus să moară, mai cu seamă edificarea personală cea duhovnicească. Să se fie ridicat acolo unde ne este nouă de trebuință, ne este nouă bine. La sfințenie. Să ne împlinim, de fapt, rostul umanului. Da,
central, să spunem, peste toate, ca și pildă, ca și cuvânt de căpătâi pentru ziua aceasta sfântă, Marțea Mare, este pilda celor 10 fecioare, dintre care, iată tot dualitatea asta, jumătate-jumătate, dintre 10, 5 înțelepte, 5 neînțelepte. S-au dus, doreau să se facă cunoscute doritului Mire, care întârzia să vină, au ațipit toate și au adormit. Miezul nopții, iată Mirele vine, ieșiți în întâmpinarea lui. S-au deșteptat toate și au pregătit candelele, s-au dus cu ele aprinse. Cele neînțelepte nu și-au luat un de lemn în vase odată cu candelele. Dați-ne și nouă din un de lemnul vostru că se sting candelele noastre către cele înțelepte. Înțelepte până la capăt fiind, ca nu cumva să nu le ajungă nici lor, nici celor care urmau să le dea dacă ar fi dat. Au gândit. Pentru ca să nu ne ajungă nici nouă, nici vouă, mai bine duceți-vă la cei ce vând și vă cumpărați la miezul nopții. Care dintre săracii pământului, care dintre nevoiașii pământului să fie treji, să faci fapte bune și astfel să-ți încarci vasul cu un de lemn și să luminezi? Că, de fapt, la acest lucru îndeamnă pilda celor 10 fecioare. Să avem tot timpul rezerva de un de lemn. Un de lemnul din această pildă este reprezentat de faptele milei trupești. Fapte care sunt strict necesare mântuirii. Îți dau frumusețe, îți dau lumină, cât ar fi de întuneric în jur. Un om plin de fapte bune are o lumină, are o stare frumoasă, lăuntrică, are o bucurie de a se fi făcut pe sine unealtă a lui Dumnezeu. La ora de religie, clasa a treia, v-am mai povestit despre această lecție pe care o învață copiii, mântuirea și ce are omul nevoie pentru a se mântui. Se prezintă mântuirea ca deziderat și învață copiii că pentru a se mântui au nevoie de 3 lucruri. De credință, de harul lui Dumnezeu și de faptele cele bune. De credință și faptele bune și harul lui Dumnezeu. Fapte care trebuie să fie în echilibru și puternice, cu credința care să fie puternică și ea. Pe măsura credinței trebuie să fie și faptele noastre cele bune. Fapte bune care, cum spuneam, se leagă de faptele milei trupești. Faptele milei trupești pe care le îndreptăm către cei flămânzi, cei însetați, cei străini, goi, bolnavi sau întemnițați. Toți aceștia sunt cei către care ne orientăm cu toată inima, ne aplecăm cu toată dragostea pe care o purtăm nu ca om, doar pentru om. Ca pentru Domnul, suntem sfătuiți de apostolul să toate câte le faceți, să le faceți ca pentru Domnul. Și vedem rezultatul, pentru că întrucât ați făcut unora ca aceștia prea mici ai mei, mie mi-ați făcut.
Așa va răspunde atunci când împărțind la a doua venire pe oameni ca păstorul cum împarte oile de capre, oile de-a dreapta, caprele de-a stânga, veniți binecuvântații tatălui meu și moșteniți împărăția cea pregătită vouă de la întemeierea lumii. Cei de-a stânga, blestemați, sunt alungați și fiecare acum îndrăznește unul să ceară socoteală și ceilalți într-o oarecare măsură. Pentru că Hristos ne-a motivat, întrucât ați făcut acestea. Flămând am fost și mi-ați dat să mănânc, însetat am fost și mi-ați dat să beau, străin am fost și m-ați primit, gol am fost și m-ați îmbrăcat, bolnav am fost și m-ați cercetat, în temniță și ați venit la mine. Ei se întreabă când, că ei știau că au făcut aceste fapte, dar nu către Hristosul pe care acum îl recunosc la judecată. Îl văd pe Hristos și nu îl recunosc în vreunul dintre primitorii acelor fapte pe care ei le-au săvârșit și pe care Hristos le enumeră. Când ți-am slujit? Întrucât ați făcut unul ca aceștia prea mici ai mei, mie mi-ați făcut. Când, la rândul lor, cei alungați, când te-am văzut flămând, însetat, străin, gol, bolnav, în temniță și nu ți-am slujit ție? Că acum te văd, știu cine ești. Și nu te-am văzut niciodată în stările de care spui și eu să fi fost indiferent să nu-ți fi slujit. Vedem că, de fapt, iubirea față de Dumnezeu se concretizează în iubirea față de om. Noi slujim omului ca Domnului. Și atunci, înțelegând acest lucru, ca fiind pentru noi o mare nevoie, iată, căutăm să lucrăm cu o sârdie. Să lucrăm cu o sârdie înmulțind, iată, și pentru utilitate și folosul personal, dar și pentru frații noștri care au nevoie de noi. Înmulțind talanții. Talanții cei sufletești, trupești, mentali, darurile pe care Dumnezeu ni le-a dat nouă. Ne vorbește și de acest lucru, de acest deziderat Mântuitorul în Evanghelia de astăzi. Vorbind despre această pildă, o știm cu toții, nu? Momentul în care, iată, un stăpân împarte avuția sa slugilor. Unul i-a dat 5 talanți, altuia 2 talanți, altuia 1, fiecăruia după puterea lui și a plecat. Cel care a primit 5 talanți, ce a făcut? S-a dus, a neguțătorit cu ei, a lucrat cu ei, iată, a fost un dar pe care l-a mulțit lucrând cu el și a dobândit în urma strădaniei personale alți 5 talanți. Asemenea și cei cu 2 a lucrat și a dobândit alți 2. Cel care a primit un talent, ce și-a zis? Stăpânul adună de unde n-a semănat și se cere unde n-a împrăștiat. M-a dus să ascund talentul său în pământ, când o veni, îl dau înapoi și gata. După multă vreme, iată, vine stăpânul, îi cheamă și face socoteală. Vine cel cu 5. Alți 5 aducând, motiv pentru care stăpânul îl consideră bine, slugă, bună și credincioasă și îl răsplătește. Peste puțin ai fost credincioasă, peste multe te voi pune, intră într-o bucurie a Domnului tău. Același lucru s-a întâmplat și cu cel cu 2 talanți. Ei, când a venit cel cu un talent și-a devoalat micimea de gândire, simțire și acțiune. Am știut că ești om aspru care seceri,
de unde l-ai semănat și adun, de unde l-ai împrăștiat și temându-mă, neavând iubire, având doar teamă, a păstrat ca să dea înapoi. N-a înmulțit, nu s-a bucurat de darul primit. Nici măcar de darul acela nu a știut să se bucure. Să-l înmulțească, să facă ceva. Nu. S-a temut. Teama l-a făcut să îngroape talentul și desconsiderarea, judecata, osândirea. Desconsiderarea, judecata, osândirea, teama. Acestea ne arată pe noi, ferească bunul Dumnezeu, slugi netrebnice. Din cauza acestor stări, omul se împietrește, se duce în nelucrare, în nefolosire a darurilor lui Dumnezeu. Și rămâne într-o stare de nerodire care nu-i place, dar pe care nu o pune pe seama stării lui, ci o pune pe seama celuilalt. Tot timpul, de fapt, pentru nereușitele noastre, sunt vinovați alții, sau cel mai grav spunem că e vinovat Dumnezeu, care nu mi-a dat, nu mi-a făcut, nu mi-a adres, nu mi-a ajutat, nu, nu. Nu, nu. Dar tu ai făcut ce trebuia, tu ți-ai folosit mintea, darurile, capacitățile să faci ceva bun? Nu. Aveai tu un proiect? Da, dar dacă mi-a fi dat și aia și aia și aia, aș fi făcut nu știu ce. Stai puțin, dar ți-am dat asta, asta și asta. Puteai să lucrezi cu ele. E nu că eu vreau altceva. Dobândeai și acel ceva ce voie dacă lucrai cu acele daruri pe care Dumnezeu ți le-a dat. Așadar, ce avem de făcut? Ce ne îndeamnă această sfântă și mare zi de marți? La lucrare. Ne învață la a lucra pentru a ne pregăti pentru a doua venire, pentru sfârșitul veacurilor, pentru moartea noastră și trecerea prin moarte din această viață trecătoare la viața veșnică. Trebuie să lucrăm. Nu avem voie să fim leneși. Trebuie să ne folosim toate darurile pe care Dumnezeu ni l-a dăruit, multe puține, nu noi evaluăm calitatea și cantitatea darurilor pe care Dumnezeu ni le-a dat. Foarte bine lămurește Luca, evanghelistul, zicând, fiecăruia după puterea lui. Știe Dumnezeu ce putem, ce am putea face. Ne dă darurile specifice. Le avem să înțelegem că acelea, darurile pe care le avem sunt cele pe care trebuie să le folosim. Nu să ne lăsăm furați de un proiect aberant care s-ar baza pe niște daruri pe care nu le avem și pe care ni le-am dorit pe acelea. Suntem furați. Lucrarea ar fi, dacă vreți, cuvântul de ordine al Evangheliei de astăzi. Lucrarea cu sârg la locul de muncă. Lucrarea cu sârg în faptele bune. Părinte, ce să fac? Să fiu mai bun, să fie viața mai bună, să trăiesc mai plăcut lui Dumnezeu. Și spune părintele așa: să te spovedești, să te împărtășești, să ții post, să te rogi, să nu lipsești duminica de la Sfânta Liturghie, să sfințești casa minim de 2 ori pe an. Și să nu rămână mână întinsă spre tine, nemiluită. Tare mult mi-a plăcut această zicere, acest corpus de legiuire, dacă vreți,
duhovnicească și utilă creștinului. Spovedania și împărtășania. Trăiești curat și sfințit. Postul și rugăciunea. Păi te întrarmezi cu armele despre care nimeni altul decât Hristos Domnul ne-a spus că sunt împotriva celui rău. Nu lipsești duminica de la liturghie, pentru că îl iubești pe Hristos și ceea ce face Hristos pentru noi se jertfește în fiecare liturghie pentru iertarea păcatelor noastre. Lucru care nu se petrece așa comemorativ, se petrece de facto. O pâine și un vin devin trupul și sângele lui Hristos care se sacrifică, se frânge trupul, se varsă sângele pentru păcatele noastre. Dacă acele materii, pâinea și vinul, să devină trupul și sângele lui Hristos, numai harul lui Dumnezeu pogorându-se le poate transforma și le arată și devin și sunt trupul și sângele lui Hristos. Și harul cum se coboară? Dacă un preot cere acea rugăciune, cât ar fi el de preot? N-are voie să facă liturghie de unul singur. Trebuie să fie măcar și un creștin în biserică. Pentru că are rost liturghia doar atunci când există comuniune de rugăciune între altar și biserică. Așadar, preotul și credinciosul în liturghie, în sensul liturghiei, sunt împreună la fel de importanți. Și astfel, harul pogorându-se pentru că s-au rugat aceștia, pâinea și vinul le transformă în trupul și sângele, iar pe om, ce face omului? Pe cele cu lipsa ale lui, îi le plinește, pe cele cu neputință, îi le vindecă. Și ne arătăm a fi nu indiferenți. A nu fi indiferenți, mai bine zis, la cele pe care Hristos le face pentru noi, ca să ne fie de folos, noi neavând liturghie, ignorându-L pe Hristos, ne excludem din comunitate. Ne vedem sărăciți mai apoi, pentru că ne-am rupt de biserică, sărăciți de har. Nu ne ies proiectele. De ce? Pentru că nu ni le plinește și nu ni le vindecă nimeni și nimic, decât harul lui Dumnezeu. De asta mergem duminică la liturghie. Sfințim casa. Alungăm toată mizeria pe care o aportăm în casă cu răutățile noastre cu care venim de afară. Iar mila umple de un de lemn candela și astfel omul este luminos și frumos și plăcut mirelui ceresc. Să luăm aminte să ne fie de folos. Doamne ajută!